dracu faceți, mă, mortăcinilor? Faci un concurs de fețe urâte. Cine are cea mai urâtă față câștigă. Da, Alexandru, putem spune că ai luat locul 1. S-a pișat pe tine. Du-te, mă, dracu, de ciuaua obosit ce ești. Nesâmțitul dracului. Aș fă, dracu, că știi și tu că e strâmbă. Hai, lăsați-mă cu miștourile voastre pe aceea. Cătăline, tu stai aceea. Andrei, hai cu mine până în baie, că avem ceva de discutat. Hai că vin acum. Ce dracu e, mai avea cu mine, nu știu. Bă, dar proastă e măgagicăta asta. Hai că spune după aia ce zice. Da, da. Iubita mea și cel mai bun prieten al meu în baie. Singuri. Deloc dubios. Duceți-vă că vă aștept aici. Hai, hai, vino cu Andrei! Hai încoa că nu ți-ai viol. De data asta. Ce vrei? Închide ușa aia după tine, animalule! Ok, Cătăline, e Alexandra, iubita ta și prietenul tău cel mai bun. Sunt în baie, amândoi discută ceva. O să mă duc puțin să... Ce voiam eu să vorbesc cu tine așa ca de la om? La om, la animal. Animal ești tu cu mâta. Eu vreau în seara asta să pregătesc ceva foarte mișto. Nu știu dacă mă înțelegi tu pe mine, că tu cu mintea ta proastă nu prea înțelegi, va? Voiam să fac și o căcuț. Mame, ți-tu, dracu, pleacă mă de aceea, că dacă voiam să-l violez, îl violam în altă parte, nu cu tine în casă. Doamne, ia-mă după pământ. Da. Eu o să plec acum, vă las să vorbiți. Dracu că mi-ai mâncat sufletul. Fii atent, Andrei, aici la mine. Tu trebuie să-mi îl iei pe Cătălin de acasă, pentru că eu vreau să-i pregătesc... Eu vreau să-i pregătesc o surpriză. Aha, da. Îl iau pe Cătălin de acasă. Ok. Mă înțelegi? Nu mă interesează cum te duci și ei. Am înțeles. Ai pleacă de aceea că mă cac. Da, da. Te caci. O să plec acum că tu te caci. Ok, deci trebuie să-l iau pe Cătălin de acasă. E, am înțeles. Ce zicea, mă, proasta aia? Ce dracu să zică? Da-le ei, nu știi cât de palie e. Fii atent ce mă gândeam, nu vrei tu să mergem la pește? Așa ca doi bărbați, bine ce suntem. Am eu față de pescar? Hai mă, dracu, ce ești așa fătălău? Mergem și noi la pește, vânăm, aducem mâncare în casă. Da, hai să mergem, ce am eu de pierdut. Mă simt golită. Ce faceți, mă? Ce au rău gârlele lor? Mergem la pește. Vă duceți la pește? Ce dracu, bă, Andrei, ai chemat la pește? Atâta s-a putut, na. Hai, pa! Să aduceți carasul acasă, că pun de mămăligă. Ți-ai dreapă de praști. Așa, de proști ăștia doi am scăpat. Acum să mă rezolv cu ăștia de pe-n casă. O să fie cea mai tare surpriză. Mama, unde dracu ești? Ce dracu faci fără sta fidit-o aceea? Zi, fame-ți doar repede ce vrei, că fac yoga!
O să zic scurt și pe doi. Vreau de seara să-i fac o surpriză lui Cătălin, nepotul tău iubit. Și am nevoie de tine. Așa, și ce vrei să fac eu? O să fie un moment memorabil. Să mă scui tu pe mine în gură dacă nu o să fie așa. Uite, n-ai la camera asta că vreau să filmez. Na. Așa, cum spuneam, trebuie să filmez toată acțiunea de la cap. Deci trebuie să filmez la coadă. Ai înțeles? Pot foarte bine să pleci acum, că vreau să-mi continui și o ședință. Hai, fă-ți ședința. Tare mie că îți rup două șolduri în seara asta și nu mai filmează nici dracu. Gata, am ajuns. Aici vrei tu să dăm la pește. Dar aici ce are? Că aici veneam mereu cu tata și pescuiam. Tu știi ce carase aici? Ok, hai că dăm la pește aici, dar avem undiță. Unde dracu mai luăm Andrei? Deger dracu de frig. Aha, avem undiță, ho că improvizăm. Pe vremea lui tata, când mergeam la pește, nu mai aveau undiță și improvizau. Lasă-mă să o fac. Hai, fă-o dracu acolo mai repede. Să fiu al dracu, numai idei proste de ăștia ai tu. Mă gătegăsesc să mergem la pește în mijlocul ianuarie. Trebuie al dracului să fie. Eu țin dragostea cu anu, cu anu. Și beau vinul cu borcanul. Doamnă, soacră! Ce dracu vrei, fă? Te-ai apucat de cântat. M-am apucat de dracu, zi repede ce vrei, că aveam treabă. Făceam pe aici mâncare. Vreau de seara să-i fac o surpriză lui Cătălin. Mă ajuți? Dacă o să-i pregătești chiar vreun pornoșac de la al vostru să moră dacă nu vă dau afară din casă. De ce dracu vorbesc la microfon? Bă, dar numai la așa ceva străgându. Nu, o să fie o surpriză frumoasă, o să-ți placă și ție. Te bagi? Atunci ce vrei de la mine? Vreau ca tu să le faci primirea în casă, că ei sunt acum la pește și o să vină ei. Cu o vorbă bună, cu un cântec, ce la așa mai de veselie, de petrecere. Că mă gândeai. Sunt pregătită. Gata, am rezolvat și cu tine. Stai aceeași și exersează-ți vocalele. Coace, Doamne, prunele, să umplem cazanele, să curgă rachiu pe țavă, să dau cu mândruța dragă. Vai de mama noastră, aha, nici undiță n-avem, eu nu înțeleg de ce dracu ai vrut să mergem la pește. Bă, Andrei, bă, nu știu, bă, ce să mai cred cu Alexandra asta. Câteodată zic că mă iubește, câteodată cred că mă ia și la mișto. Da, nu știu, tu ce zici? Tu mă asculti, mă, măcar! Nu că eu te înțeleg, tu vorbești acolo. Da, unde să fie? Uite, de-aia m-am bucurat că ieșim acum amândoi, că mai vorbeam și noi. Câteodată cred că ești și proastă, mă, și nu-și dă seama, două, dracu. Bă, tu pește cu Cristie în fiecare zi. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să mai cred, de fapt. Da, ai totală dreptate. Ce viață are și peștii ăștia. Stai să bălăcești și datăză. Tu ai vrea să fii un caras? Ia, dracu, cu undița mătii. Of. Nu mai înțeleg, bă, nu mai înțeleg. Începe și facultatea acum. Așa? Aș vrea să fiu un caras, sincer să fiu. Ok, mai e Viorel și Florina. Viorele, tată socru! Asta e, o să băgăm în grijul parachiu. Ce dracu poți să amesti în plurea aceea? Te îmbătași tot. Stai așa, nu cădea în coma alcoolică. Că vin și eu aceea să vorbesc ceva cu tine. Hai, vină, coacă, mai am, îți mă dau ție. Așa, dracu, îți place cu rând miroasa aceea. Mă, Violele, mă, mai lasă-mă băutura. Dar tu zici că eu beau de fericire? Da, nu beau. Veni cu o propunere la tine, pentru fiul tău, pentru Cătălin. Hai, zi. De seară vreau să-i fac o surpriză și m-am gândit că dacă tu tot ești cu alcoolul cu ăștia, să aduci niște tărie pentru petrecere. Te rezolvă, tata. Hai, te aștept la ora 8 sus. Și nu mai bea, mă, Viorele, mă. Fii-și dracu în comă, măcar în seara asta să stai și tu cu noi. Hai, du-te. Du-te că vin eu!
Ne-ați mâncat sufletul tot. Ce dracu e, bă, spiritul ăsta? Hai, ești atent? Fii atent. Și acum ce facem? Acum trebuie să așteptăm. Bă, Andrei, să mori, eu muri dracu de frig. Te găsesc cu peștele tău. Nu vrei tu mai bine să mergem acasă? Bă, da, ce te mai plânsăși? Lasă-mă, dracu, bați, să mă bucur de pescuit. Eu așa mă relaxez. Îți degeră să mânti, afirarea al dracului să fie. Stai, dracu, aceea. Bă, ce mă enervai să mor eu. Vorbește, dracu, mai ce, că speri toți peștii. Imbecilul, dracu, care ești. Iată, ce taci, dracu, din gură, că cred că prinsei ceva. Dracu de bețulani. Florina! Unde dracu ești, mă? Ce dracu ai văzut tu și tu așa? Ce ai? E, du-te, dracu, de isterică, că dacă faci așa nu-ți mai spun nimic. Stai, dracu, aceea și lasă-mă în pace. Du-te, dracu, învârtindu-te. Dracu de palie. Așa, al dracu să fiu. Că însăși virusul. Că luași cu totul. Îi scăpăm masca carasului. Bă, să mor eu, nici peștii nu mai au liniște de când cu corona asta. Ce dracu cu atâtea măști? Hai, dracu, acasă! Că mă enervai. Să mă cac eu în tot peștele tău. Hai acasă, că nu mai pot. O să mâncăm mămăligă cu mască. Hai. Al dracu, Andrei, cu peștele tău, că mi-ai mâncat sufletul. M-am făcut să deger tot de frig. Da, mă, dacă știam eu că e așa frig afară. Aoleu, bă, dar frig e, mă. Eu beau vinul cu borcanul. Haideți, copii, haideți, intrați în casă. Și țin dragostea cu Ana, haideți, haideți. Ce dracu ai, mă, asta? Asta ca asta, da, ia uite pe aia altă. Așa, așa, zâmbește când Alina zâmbește. Hai și tu, Andrei, hai o poză. Alo, alo, mama, e Mihailo, îi speriați dracu de tot. Ce dracu aveți? Mă, Alexandru, ce dracu au, mă, ăștia? Le dăduși o travă de șoareci? Alexandra, iubita ta, are o surpriză pentru tine. Și eu trebuie să o abandone. Alexandra ne-a spus nouă că are o surpriză pentru tine. Și măta mare trebuie să facă poze. Și eu cânt, hei, eu sunt curioasă să cu ce o fi. Ia gata, mă, uite ce dracu de mură. Că sunt emoționată. Cătăline, tu ai fost și o să rămâi iubirea vieții mele. Și îți spun acum cu mâna pe inimă, că vreau, fiți atenți, am văzut că tu ne-ai făcut primul pas și eu iau înainte, vreau, Cătăline, dă-ți o pantoful ăla. Vrei să te încalți acum? Ce dracu vrei să faci? Na, ia. Vreau, Cătăline, să fii soțul meu. Eu dacă mă așteptam la asta. Mai am pleșit. Doamne, ia, mă, pe asta n-am prevăzut-o. Mă, da, știu și eu că bărbatul cere în căsătorie, nu fac. Taci, mă, dracu, din gură, lasă să răspundă. Eu nu cred așa ceva. Nu vreau. Bă, tu ești nesunțet sau mor eu? Glumesc, da, vreau! Mâncați-a șochii tăi! Gata! Mâncava șochii voștri de copii! Bravo, că vorba mai e! Bravo, 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 Alexandru! Acum să înceapă pregătirile pentru nuntă.